procesul de evaluare din ziua de luni. Sunteți de acord? Eu am citit ce sunt date de un document. Primul rând, bună ziua și bine ați venit la ședința noastră. Este o ședință ordinară, o ședință de sfârșit de an. Și avem multe puncte pe o trezit. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat a comunei Cașin de Spatău pentru anul 2016-2017. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitului și taxe locale pe anul 2016. Punctul 4. Aprobarea unei sume de bani pentru cadouri pentru copii, cu ocazia sărbătorului de iarnă. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării lucrărilor la investiția construirii cămin cultural în satul Curița, comuna Cașin de Spatău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Cașin domnului Sfântul Constantin. Punctul 7. Rapoarte de activitate ale Comisiei de Specialitate. Punctul 8. Rapoartele de activitate ale consilierului local. Punctul 9. Evaluarea performanțelor profesionale individuale a secretarului comun. Cu aprobarea dumneavoastră, am rugămintea de a primita ordinea de zi, din care a fost și au mai fost unele puncte, și anume, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate pe anul 2016, în cuantum de 3,76 lei pe lună. Punctul 2. Proiect de aprobarea tarifelor de colectare și transport deșeuri. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnic economici a investiției extindere rețea electrică LEA 0,4 kV și iluminată public în strada secundară Zăldău, stat Cașin, comuna Cașin de Subacău. Și raport punctul 4, la documentare, raportul viceprimarului comunei Cașin. Care este asta? Raportul viceprimarului. Eu aș avea câteva obiecțiuni, am văzut acolo în materialele pregătite de doamna secretar. Foarte voluminos acolo la taxe și impozite. S-au modificat ceva față de anii trecuți. O să vă dau explicații la o impozită. O să vă spun. Bun. Am înțeles. Și de ce este pentru? Este cineva împotrivă, dar este cineva mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar să prezinte proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Aveți și dumneavoastră materialul pe pot să vă citesc expunerea de motive, cred că este mai detaliată și o să înțelegeți mai bine. Cetățeanul Soroi Daniel, primarul comunei Cașin și coordonatorul principal de credite, propune rectificarea de buget după cum urmează. Se majorează veniturile bugetului local cu suma de 1.515.000 lei, astfel. Capitolul 040201, cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 33.500 lei. Capitolul 110205, sume defalcate din TVA pentru drumuri cu suma de 53.500 lei. Capitolul 110206, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local cu suma de 150.000 lei. Subvenții pentru finanțarea programului de dezvoltare locală, 1.041.000 lei. Așa sunt banii care au venit la bugetul dezvoltării, la decontarea celorlă, la ce a făcut produsul la proiectul modernizare de drumuri local. Venitul propriu depășit 57.500 lei și sume primite de la AFIR, suma de 179.500 lei. Cu aceea sumă se majorează și cheltuielile bugetului local după cum urmează. Administrația publică locală cu suma de 25.000 lei pentru plata utilităților energie electrică, gaze,
consumabile, calculator și Xeros, precum și pentru cadouri pentru copii de Crăciun. Transferul din bugetul local către bugetul Consiliului Județean, finanțarea cheltuielilor copiilor ordinare 15.000 lei, cultură cu suma de 5.000 lei pentru finanțarea echipelor din fotbal. Există asistență socială cu suma de 21.000 lei, din care 18.000 lei pentru plata indemnizațiilor pentru persoane cu handicap și 10.000 lei pentru plata 2.000 de ajutor de soldură pentru persoane care au ajutor social. Locuințe, servicii și dezvoltare publică cu suma de 154.000 lei pentru finalizarea investiției alimentare cu apă pentru luminat public, pentru finalizarea investiției de modernizare școală cu etaj, pentru continuarea investiției amenajare teren de sport, realizare la scopă menționată pentru Brașaniu, școala Purita. Protecția venirii cu suma de 4.000 lei pentru plasa diferenței de lucrări de amenajare a părurilor. Drumul și podul cu suma de 1.274.000 pentru plata de deprezirii din iarna 2014-2015, pentru investiția modernizarea drumului de interes local, închiriere cu utilaje, pentru apăsarea comunului pe care l-am luat pentru podul la podul Briceac. Podul de la podul Briceac sau de la Nărbău? La Nărbău. La podul Briceac. Că așa e... La Nărbău, podul Briceac, cu Cătumă. Da, da. Comisia pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget finanțe, adresarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre, propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Proiectul de hotărâre de la punctul 2, privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ, tot ce amânăm, considerăm primit avizul la inspectoratul școlar. Se pare că în ianuarie. Dar despre ce vorba? Dar avizul nu s-a modificat, nu vine avizul și după aceea. Trebuie să ducem noi asta ca să-l vădea avizul. Nu. Au trimis la ei. Dar noi trebuie să ne prezentăm mâine cu material de dumneavoastră. Suntem programați pentru ziua de mâine. Nu ne primesc dacă nu avem de la dumneavoastră. O să comentez, doamne. Păi nu putem amâna. Bine, e problema dumneavoastră. Nu am întrebat, am fost și-am depus documentația, dar m-am întrebat dacă necesită întâi hotărârea noastră și deci hotărârea de Consiliul Local se adoptă după ce vine avizul de la inspectoratul școlar județean. Proiectul de hotărâre a fost trimis la inspectorat. Da, mâine fără acest aviz de la dumneavoastră. Asta este ideea. Trecem mai departe și am să mă duc să studiu eu să văd vizualurile, că am prea ședințe, ca să nu ne mai întâlnim odată. Da, domnul primar, punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, conform de un import fiscal, dacă aveți ceva să ne... Atât pot să vă informez că nu au mai crescut taxele și impozitul care de lucru. Nu e grile, am mers pe minim, ca să nu le mărim, să rămână la același nivel ca și anul trecut. Ca și anul trecut, să fim mulțumiți să ne încasăm cu cele care le avem. Mărindu-le și la nivelul care sunt acum, nu putem să ne încasăm pe toate, să facem casare de 100%. Mărindu-le, zic, părerea mea, nici atât nu vom face. Deci, la urmă, la același nivel, asupra terenului, asupra clădirilor, construcții, TBT-ul și așa mai departe. Dar în raport de realizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale 215/2011, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Punctul 4. Proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru oferirea de cadouri. Proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru oferirea de cadouri pentru copiii din Comuna Caș și Județul Bacău, în legiul sărbătorilor de iarnă 2015.
Primarul comunității Bacău, având în vedere expunerea de motive a primarului numărul 9763 din 25-2015, referatul viceprimarul comunei numărul 9764 din 25-2015, vizat CPP de contate, în comunitate cu prevederile legii numărul 9765-2006 privind finanțe publice locale, cu modificările și completările continuare. În temeiul articolului 36, aliatul 1, aliatul 2, litera B și aliatul 4, litera A, articolul 45, aliatul 1 și articolul 115, litera B, din legea numărul 215/2001, administrații publice locale, republicată cu modificările și completările cu ulterioare. Propune. Articolul 1. Alocarea sumei de 5.000 lei pentru oferirea de cadouri pentru copiii din Comuna Cașului sub Bacău. Articolul 2. Primarul Comunei, prin compartimentul buget contabilitate, venit, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. Articolul 3. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre primarul Comunei și prefectului de sub Bacău în termen de 10 zile de la adoptare. Știți că în fiecare iadă, să ia vacanță ultima zi, școala organizează un spectacol de Crăciun în terenul cultural. Și acolo, în cazul acestui spectacol, se oferă cadouri copiilor. Nu numai copiilor, așa, dar toți copiii care sunt prezenți, dar toți copiii din Gașice. Da, după aceeași comisie, analizând proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru oferirea de cadouri pentru copiii din Comuna Caș în județul Bacău, cu prilejul sărbătorilor de iarnă 2015, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea administrației publice locale 215/2001 rectificată, avizăm proiectul de hotărâre, propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim! Proiectul de la punctul 5, prin aprobarea finalizării lucrurilor la identitatea posibilă și finalizarea posibilului de acolo contractului sau. Aici o să vă citesc expunerea de motive, unde o să spun larg cu lucrurile acolo. Expunerea de motive, privind proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării lucrurilor la identitatea posibilului de cămin cultural, în statul Curița, Comuna Cași de Spatău. Stimate doamne și domn consilier, edificarea construcției căminului cultural în satul Curița, Comuna Cașin, a început încă din anul 2009, în baza proiectului numărul 15/2009, în 2014 arhiproiect, de Bacău. Aceasta fiind în baza oferității lucrărilor trebuie, constructorul inițial, 10.000 euro, construcție de necăsănești, a realizat mobilul până la faza la urmă, după care societatea a intrat în capacitate financiară. Astfel lucrările au fost fixate. În anul 2011 se emite o a doua autorizație de construire pentru continuarea lucrării la Căminul Cultural Curița, Comuna Cașin, și se încheie un nou contract de execuție numărul 348 din 9/3/2012 pentru restul de lucrări cu speciale în parțele de din Bacău. Iar prin actul adițional numărul 1 la contractul 348/2012 s-au adus modificări esențiale ce au anulat practic criteriile tehnico economice prin care speciale în parțele de a câștigat licitația. În intervalul scurs la procedura de atribuire a contractului de continuare lucrări și până la demararea propriu-zisă a lucrărilor în baza contractului încheiat de Comuna Cașin cu 10 ani în parte de lei, în condițiile în care construcția a venit să asigura conservarea de către vechiul constructor, au dus la retragarea lucrărilor deja executate. Astfel, ca în anul 2012, se realizează o nouă măsurătoare, se încheie în urma acestea un nou contract cu numărul 2582 pentru 2012 cu 10 ani în parte de lei de lucrări suplimentare. Având în vedere condițiile în care a fost încheiat al doilea contract cu 10 ani în parte de lei, lipsa unei hotărâri a Consiliului Local de aprobare a sumelor necesare suplimentării lucrării de la bugetul local și majorarea indicatorului tehnico-economic, nerespectarea prevederilor ordonanței de urgență 34/2006 privind achizițiile publice, Comuna Cașin a solicitat Tribunalului Bacău constatarea nulității contractului de lucrări numărul 2582 din 2012 și a câștigat acest lucru în instanță. În vederea continuării lucrărilor fixate de către 10 ani în parc, pe motivul întârzierii la plata unor facturi, pe rolul judecătoriei Onești a fost depus dosarul numărul 4635/270/2014, ce a avut ca obiect asigurare dovedii. Pe rolul instanței judecătoriei se trimează dosarul 924/110/2015, aflat la curtea de apel Bacău, ce are ca obiect plata de către Ubatec Cașin la sume de 56.111 lei, cu titlul de contravaloare a lucrărilor de construcție executate și neașteptate aferente contractului 348/2009/3/2012, efectiv factura 803.000 8.000.000 32.000 49,
numărul factorului foarte mare, văd. Că este un greșel aici. Din loc de așa să dormi de ospit, s-a anulat de către constructor. Dosarul se află pe rolul curții de apel Bacău, termen 10-12-2005. Dosarul se află pe rolul curții de apel Bacău, termen 10-12-2015. Dosarul 3842 pe 110 pe 2014, aflat pe rolul curții de apel Bacău, nu este încătat termen, în care se solicită suprata sumei de 439.875,12 lei, aferente facturilor, tot la fel, număr foarte mare, cred că e o greșeală, din 14-12-2012 și facturii din 6-6-2012. Întrucât contractul de lucrări 1348 din 9-3-2012 a avut ca termen de execuție 12 luni, deci valabilitatea lui a citat în luna martie 2013, al doilea contract 2582 din 8-5-2012 a avut ca termen de execuție tot 12 luni, acest contract fiind, așa cum am mai spus, anulat în instanță. Având în vedere că edificiul nu i s-a asigurat conservarea corespunzătoare în acest timp, a făcut ca deteriorarea ei să fie din ce în ce mai agravată. Constructorul 10 ani în BAC-SRL nu a realizat recepția contractelor, nu a prezentat ca autorităților locale investiția, deși i s-a cerut acest lucru de 3 ori. Nu a asigurat coada și conservarea, dar nici nu a continuat lucrările. Existând posibilitatea ca oricine și oricând să intre în sediul căminului cultural, să spargă geamă, să murdărească pe ei și să distrugă lucrarea. Din cauza lipsei căldurii și a prezenței uvejerii, parchetul s-a umflat, încheiat și barul s-a degradat, instalația electrică a fost descompletată. În concluzie, apare ca o necesitate imediată continuarea finalizării lucrărilor la acest obiectiv. Încă o iarnă, peste lucrările de construcții deja executate, ar putea lăsa urme adânci și mulit local la anul viitor. De aceea, consider că este necesară aprobarea Consiliului Local a Comunei Cașin și finalizarea acestei investiții. Pentru realizarea unui proiect de continuare și finalizarea lucrării, în baza căruia să se selecteze societate specializată care va finaliza investiția pe mâini cultural în statuiția Comuna Cașin. Finanțarea lucrării se va realiza de la bugetul local. Motivat de impostările de mai sus, supun aprobării Consiliului Local ca și propunerea de aprobare a finalizării lucrării la investiția construirii pe mâini cultural în statuiția Comuna Cașin de Subatul. În formă prezentată. Da. Deci, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Accesare Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării lucrărilor la investiția construire cămin cultural, stat Curița, Comuna Cașul de Subacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Domnul primar, proiectul numărul 6, privind aprobarea listei de cetățeni de onoare al Comunei Cașin, domnului Sudose Constantin. Voi începe cu expunerea de motive. Expunerea de motive privind conferirea titlului cetățean de onoare domnului Sudose Constantin. La propunerea domnului profesor Comăniș Constantin de a conferi titlul de cetățean de onoare a Comunei Cașin domnului Sudose Constantin și în urma discuțiilor cu cetățenii ai localității, astăzi am inițiat proiectul în acest sens, pe care îl susțin cu următoarele argumente. S-a născut la 11 februarie 1959, din frații gemeni, într-o familie numeroasă de rând, în satul Cașin. La 12 ani începe practicarea unui sport olimpic, lupte libere, în cadrul clubului sportiv Onești, sub secția Școala Cașin. Se distinge și ajunge titular al echipei de juniori, câștigând numeroase concursuri județene și zonale la categoria sa de greutate și de vârstă. Se clasează pe locul 8 în țară, cu echipa de mini-fotbal a Școlii Cașin, în competiția națională Cupa Cutezătorii la fotbal, probabil cea mai bună generație de fotbaliști ai școlii, noastră, Coșbuc, Geandră, Nicu Cristian și alții. Antrenor, Dumnezeu să-l odihnească, domnul profesor Nelu Zbărcea. Este de mai multe ori campion pe Moldova la juniorii mici. În anul 1976, luna mai, la Cujna Poca, este vicecampion național de juniori. În același an debutează în divizia A de seniori cu dispensă de vârstă. Este campion național școlar. La 18 ani devine instructor sportiv și antrenează nenumărate generații de copii cășuneni, unul dintre ei spunându-și acum, maestri.
Lucrează ca bibliotecar la Biblioteca Comunală, pădurar la Ocurul Sfântului Măsirea Cașin, fiind ales lider de sindicat și mai apoi vice-lider la nivel județean. În 1991, înființează cu fratele său Tudose Gheorghe firma SC Tudose SRL, care în 25 de ani a plătit către bugetul de stat, inclusiv către bugetul Comunei Cașin, suma de aproape 35 miliarde lei vechi. Au rezistat împreună un sfert de secol, ceea ce este dat exemplu. În ultimii 20 de ani, firma SC Tudose SRL a fost distinsă de Camera de Comerț și Industrie Bacău, cu diplome și trofee pentru rezultate bune obținute în aplicare. În ultimii 10 ani consecutivi au ocupat locul 1, fiind până de curând singura firmă din zona Oneșului remarcată astfel. Datorită seriozității, profesionalismului și implicării, este ales în cadrul Asociației Profesionale ASFOR, președintele sucursalei Vaslui, Vrancea Bacău. La nivel național, în cadrul Adunării Generale din Brașov, este ales vicepreședinte al Asociației Forestierilor din România. În anul 1999, împreună cu alți 4 cosăteni, pune bazele competiției sportive Cupa Cașin, pe care o sprijină la toate cele 16 ediții, inclusiv financiar. În 14 martie 2010, organizează un moment inedit la pământul domnului Nicolae Păslaru, de la Biserica Sfânta Dumitru, dezvelirea unei plăci comemorative și lansarea cărții în memoria Nicolae Păslaru, dar mai ales marcarea cu o zi înainte aniversării a 600 de ani la prima atestare documentară a statului Cașin la 15 martie 1410. Contribuie de data aceasta numai cu idei, dar foarte bune, la manifestările desfășurate de Sfânta Maria, drept pentru care primarul Cosmin Curierea îi confera ca o minimă recunoaștere merite deosebite, diploma și medalia Cașin 6 secole. Începe să caute și găsește ceva pentru a aduce vestea de statul natal, astfel decât până acum. Încurajat de ecoul lucrării în memoria Nicolae Păslaru, publică și lansează în anul 2013 lucrarea despre Cașin și Cășunet, porțile de lemn ale statului, porțile sufletului. O lucrare apreciată, extraordinar de specialiști, etnograf și nu numai. Având cronici foarte bune, lucrarea este premiată în 27-a 2014 cu distinția monografia anului 2013. Împreună cu autoritățile realizează bustul preotului Eugen Ardăleanu. Primește premiul Arta Cărții la Salonul Internațional al Republicii Moldova, unde sunt prezente peste 10.000 de titluri. Apare ediția a doua în limbă, traducere în engleză și franceză, cu două prefețe excepționale, semnate de profesorul universitar dr. Mihai Diaconescu, nominalizat din partea României la primul Nobel, și de profesorul universitar dr. Ion Ghinoi, secretar științific al Institutului Etnografic Român, ce funcționează în cadrul Academiei Române. Lansarea la nivel național a ediției Trimpe a avut loc la Muzeul Național al Statului Dimitrie Cuza, unde s-a făcut o adevărată pleadorie pentru statul Cașin. De 15 ani, nicio localitate băcoană nu a fost prezentă la această instituție. Are o relație excelentă cu școala, numeroase manifestări cu profesori pensionari, o expoziție de bagnote și monede. Tot în august 2013, are o idee și o materializează împreună cu primarul și cosătenii săi de a organiza defilarea căruților convertiți din Cașin. La a doua ediție a acestei parade, capătă confirmarea din partea specialiștilor că e singură de acest în România. La ediția din 2014 a Țelor Comune, inițiază și susține pozionul etnografic și tradiție în Cașin. Etnografie și tradiție în Cașin. În anul 2015 se petrece apogeul de Țelor Cașin, statul nostru primind definitiv confirmarea ca intrat în circuitul de valori etnografice ale României. O vârșie a Bioliției cu multe elemente de premieră și unicitate națională. Toți academicienii, profesori universitari, doctori, specialiști prezenți în statul nostru de Sfânta Marie, Mare, recunosc statutul de marcă identitară regională și națională a Comunei Cașin. Albindrea statul nostru în grupul select al celor 49 de repartări, în asociată cele mai frumoase state, se alăturează gospodarul nostru, autorităților, dar mătură mare și domnul Silosul Constantin. Propune să aibă loc un simpozion privind aniversarea 150 de ani de învățământ, instituționalizat în statul nostru, la care va prezenta fragmente din primul capitol a monografiei Școlii Cașin, la care lucrează prezent. Așa cum statul nostru este aparte, ca fiind singura comunitate de munteni din Sfântul Moldovei, la fel prin trăsăturile psihice, morale, intelectuale, domnul Tudose Constantin este o personalitate aparte a comunei noastre, care a dovedit că și pe ei și poate vrea profesionalitatea în care s-a născut și locuiești, care i-a dobit toate principiile făcând ca numele Cașin să fie construs până din cod de granițe țării. Aceste multe motive de miliate pentru care propun și susțin să votați conferirea
Sigur, de cetățeanul mare, al locuitorului, după să s-a închis. Încerc cu câteva emoții, aciditatea asta din suflet, cunosc foarte realitatea acestui om. Dacă ar fi mai mult ca el, ar fi închis de comunală. Raportul de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, apărarea ordinii și publice, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Cașiu, județul actual domnului Jocuțul Secundații, consider că aceasta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 de legea administrației publice locale 205/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte forma prezentată. Da, mulțumim. La punctul 7 avem rapoartele de activitate ale Comisiei de Specialitate. Și vom începe cu prima comisie, este vorba de Comisia Economică. Din Comisia Economică fac parte domnul Băneam, domnul Brânză, domnul Roșu, domnul Mușu și domnul Brenner. Cine citește raportul? Da. Raport de activitate al Comisiei de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Gospodărie Comunală, Agricultură, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Nu mai spun că Comisia sus amintită funcționează așa cum a și anunțat doamna viceprimar, doamna președinte. Ca și în anii precedenți, membrii Comisiei și-au adus aportul la proiectele de hotărâri, ca proiectele de hotărâri să fie transformate în hotărâri ale Consiliului Local. În anul 2015 s-au realizat unele obiective avute în vedere în anii precedenți și amintesc aici stadionul din satul Cașa, modernizarea fostei școli din Curița, care va avea alte destinații, grădiniță, dispensar medical uman și activități de creație. Starea economică din comuna noastră, bunăstarea oamenilor, nu e mult diferită față de anii precedenți. Ne confruntăm cu aceleași probleme, locuri de muncă puține, create pentru tinerii care s-au decis să rămână acasă și a nu lua calea privilegiei în străinătate. Deși bunăstarea în comuna noastră e adusă de cei care lucrează cu succes în străinătate și fac ca starea familiilor lor să arate altfel. Când mă refer că starea economică nu e grozavă, am în vedere și faptul că sunt mulți cetățeni care nu produc mari venituri din agricultură, sunt beneficiari de ajutor social, iar faptul că sunt restanțieri la taxe și impozite, la taxele și impozitele locale spune mult. Vis-a-vis de buget finanțe, pot să afirm că acest an au fost bani destui la bugetul local, rezultați din venituri proprii, din ajutor guvernamental, de la Consiliul Județean și prin programele accesate, gen AFIR, PNDR și altele. Cum s-au cheltuit aceste sume și cum au fost dirijați acest bani, sper să ne fie prezentat în raportul anual al primarului comunei Cașin din luna următoare. N-am să mă refer aici în raport la venituri, le pot comunica celor interesați, ci doar la cheltuieli, care mi se par că interesează mai mult atât Consiliul Local, cât și cetățenii care, dacă urmăresc ședința prin TV, se pot edifica și dânsii despre aceste lucruri. La cheltuieli am să vă fac așa o scurtă radiografie, ca să aveți idee cam cum s-au cheltuit banii și provenițe. Deci, la administrație publică locală, cheltuieli de personal, plan a fost 618.000 de lei, realizat 546.000 de lei. Cheltuieli materiale, 265.000 de lei, realizat 252, adică cheltuiți 252.000 de lei. Asistență socială, ajutoare pentru incendii, 5.000 de lei, s-au cheltuit 4.000 de lei. La investiții, 30.000 de lei pentru PUP, deci plan urbanistic general. Bânzi și comisioane, 7.000 de lei, la împrumutul de 179.000 de lei, pe care l-a amintit și domnul primar, s-a plătit din cei 7.000 de lei de obrândă, s-au plătit 3.612 lei. Protecție civilă și protecție contra incendiilor, plan au fost 8.000 de lei, s-au plătit 7.329 de lei. La școală, cheltuieli cu personalul, 809.000 de lei, cheltuiți 667.000 de lei, plus diferențe care, mă rog, hotărâri de Cătorești, profesorii și-au mai câștigat niște drepturi. Cheltuieli materiale, 142.000 de lei, aici intră și costul lemnelor pentru încălzire, s-au cheltuit 118.000 de lei și plus dotările care s-au mai făcut la grădiniță.
Bibliotecă, cheltuiel personal 23.000 de lei, s-au cheltuit 17.739 de lei. Alte cheltuieli 2.000 de lei. Cămin cultural Cașin, 9.000 de lei, nu s-au cheltuit. Aici am să fac o mică remarcă. În noiembrie 2013, eu, domnul primar, v-am rugat ca să achiziționați o stație de amplificare pentru manifestările astea, că vedem că la sonorizare o ducem mai prost, dar nu, mă rog, nu s-a materializat deocamdată. Poate aveți în vedere pentru viitor. La Cămin Cultural Curița. Aici bănuiesc că sunt banii despre care noi îi aprobăm astăzi. 68.000 de lei. Nu, tu s-a aprobat banii. Banii au fost aprobați la începutul anului. La începutul anului, da. Dar 31.100 pentru expertiză. O să ne explicați dumneavoastră pentru ce expertiză, probabil pentru ce... Da. Da. La Cămin Cultural Cașin s-a montat, mă rog, aer condiționat, care nu s-a plătit până acum. Urmează a fi plătit. Modernizare, dotare, Cămin Cultural Purița, iar avem 5.000 de lei care nu sunt cheltuiți. La sport, 32.000 de lei, cheltuieli materiale, arbitraje, întreținere gazon, s-au dat 10.000 de lei pentru Asociația Viitorul Purița. Aș vrea să fac o remarcă aici, pentru că în ședința trecută atât a fost detenționată ședința, și s-a indus așa ideea că suntem împotriva sportului și pentru tineri, că nu vrem să, mă rog, să-i ajutăm pe tinerii din Cașin și copii pentru practicarea sportului. Eu când am făcut acele remarci, chiar dacă mai sunt criticat pe Facebook că suntem făcuți în fel și, mă rog, în fel și chip, asta are un alt aspect. Vreau să spun că eu am aprobat banii pentru asocierea asta, vă plătim pentru Asociația Viitorul Curița, deși înființarea acestei asociații n-a trecut prin Consiliul Local, ca și o necesitate pentru Comuna Cașin de a avea două echipe în Liga A4. Că sunt niște costuri, vedem că și cu întreținerea gazonului, de asta nu sunt împotriva tinerilor de la Curița. Și aș vrea să vă reamintesc aici, domnule primar, orașul Milano, din Italia, are două echipe de prestigiu, Milan și Internaționale Milano, care joacă pe același stadion. Și consider, dacă terenul de la Curița până la stadion la noi, ca să vorbesc de meciurile oficiale, se pot disputa două meciuri pe terenul nostru, ca să nu îngropăm atât de mulți bani pentru crearea unui alt stadion. Am spus și sunt în asentimentul domnului Vrânceanu, acolo a fost teren de sport, sunt pentru ca acel teren să arate ca un teren de joc pentru antrenamente, pentru competiții, pentru copii, dacă a și stadion, dacă ne ține punga, putem să facem stadion cu tribune, cu ce doriți dumneavoastră, cu apa adusă din Curița, cu întreținerea. Vedeți că sunt foarte mulți bani cheltuiți la sport cu întreținerea. Nu cu numai întreținerea echipei, că se spală un echipament și că se duc în deplasare. Chiar cum acum a dat Dumnezeu zăpada asta și nu mai e nevoie, dar cu dat, cu alea sunt costuri și asta. Mă rog, ca să continui aici, 220.000 de lei au fost pentru amenajarea terenului nostru de la AFIR, care banii s-au livrat către ei, sau, mă rog, s-au virat către ei. La culte, 50.000 de lei pentru biserica din Curița, care nu s-au cheltuit până acum. Motivele, nu știu dacă Consiliul Local știe sau nu e, dacă este informat, deci există acolo niște nereguli în acte și până când nu-și fac ordine în acte preoții sau, mă rog, cine se ocupă de chestiile alea, să vor putea cheltui. La ajutor social, încălzire și ajutoare de urgență, plan 64.000 de lei, s-au cheltuit 32.000 de lei. Restul de încălzire pentru persoanele care primesc ajutor social sau și cereri pentru încălzire, primesc de la bugetul local 10.000 de lei, deci 100 de milioane, nu știu dacă o să fie... Inicial de la Lucian, corect, păi ei, la ei mare fel. Alimentare cu apă cu ciuri, deci joncțiunea asta care se face între, acum, între
Ca să evităm conflictul pe care l-am avut noi cu Carla Tonu sau cum se cheamă, buget 70.000 de lei, s-au plătit 40.000 de lei până acum, se va ajunge, lucrarea ne va ajunge până în jur cu TVA, cu tot în jur de 100.000 de lei, dar sperăm să merite, să nu mai avem conflicte și alte probleme. Iluminat public, pentru iluminatul public 140.000 de lei s-au cheltuit toți. Avem 40.000 de lei pentru extindere rețea în Tălpău și Primăverii. Pentru teren Port Curița s-a dat avans pentru platforma aia betonată care s-a făcut în fața școlii. Modernizare școală Curița, 301.500 în buget, au fost prevăzuți în buget și s-a și plătit acești bani. Mai trebuie plătit în jur de 40.000 de lei, aprobări și alte chitanțe. Protecția mediului. Amenajare pe râul Lada, 20.000 de lei, s-a plătit 14.000. O să ne prezinte domnul primar ca și o întrebare, cât s-a făcut și în ce locuri s-a făcut decolmatarea pe râul ăsta. S-a plătit pentru ecologizare 55.000 de lei. Aici intră, cred că doamna viceprimar ne poate informa, intră ecologizarea, mă rog, zonelor vulnerabile, dar intră și plăți făcute către consel. Deci către societatea asta și nu acum cred că să-mi dați răspunsul domnul primar. Vreau ca în ședința următoare să ne dați măcar așa câteva nume de cetățeni care nu-și plătesc salubritatea, nu vorbesc de anul 2015, că au timp până la sfârșitul anului să-și plătească, care n-au plătit până acum de ani de zile. S-a încetățenit chestia asta, nu plătește gunoiul, produc gunoi, nu plătește gunoiul, că vine primăria ca o mamă bună și le plătește gunoiul lor. Cum noi toți de aici, cred că nu există niciun cetățean de aici, din colegii mei care noi ne plătim gunoi, așa trebuie să-și plătească toți. O fi. Și vedeți că prețul gunoiului a fost unul onorabil până acum, 2,50 lei. Acum uitați, cum mai ridicăm la 3,70 și vor urma și alte. La drumuri, modernizare drumuri de interes local, asfaltare. 1.057.000 de lei și s-a plătit, inclusiv diriginte de șantier și, mă rog, proiectare la, și podmel boc și tot ce s-a plătit, consultanță și altele. În buget sunt bani pentru dezăpezire, 53.000 de lei, din care, sperăm să avem o ea, nu plătim chiar așa mult, în care există o restanță de 34.000 de lei de anul trecut, sau din anii trecuți. Ca rămășiți, așa să spun, la sfârșitul lunii septembrie, din informațiile pe care le am, deci mai sunt de încasat 1.452.903 lei, din care impozit pe clădiri la persoane fizice 61.000 și la persoane juridice 37.000. Tot dumneavoastră să ne lămuriți, mă rog, la persoane juridice, care problema de nu-și plătesc. Bănuiesc că închirierile și ce avem noi pe obiectivele astea, cred că sunt plătite, nu se pune problema. Impozit pe terenul extravilan 57.000 de lei, persoane fizice 27.000, persoane juridice 1.331. Iar la taxa pe mijloace de transport sunt rămășițe de 240.000 de lei, 118 la persoanele fizice și la cele juridice de 30.000 de lei. Cel mai grav este că stăm prost la amenzi, unde anul trecut aveam 815.000 de lei, acum s-a ridicat la 912.000 de lei, 226. Planul pe care ne-l propunem noi ca și Consiliul Local la anul, sau eu știu, serviciu buget finanții este de 78.000, în care s-a realizat doar 55.000.
Asta m-am referit mai mult la buget finanț. La capitolul agricultură au fost trimise 31 de titluri spre rectificare, s-au rezolvat 15, restul urmează a fi rezolvate de prefectură și de oficiu de cadastru. Acest serviciu de agricultură de aici, mă rog, face, eliberează atestate de producător, adeverințe EON și pentru cărțile de identitate. La capitolul servicii, localitățile Cașin și Curița se bucură de servicii bune asigurate de administratorii de firmă. Noi am mai numit, că sunt mulți, am numit în fiecare an și cam ăsta este raportul comisiei mea. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Și raportul de activitate al Comisiei de Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială și Activități Sportive, îl voi prezenta eu, în calitate de președinte a acestei. Acest raport a fost întocmit în baza articolului 50, aliniatul 3 din legea 393/2004, privind statutul aleșilor locali, precum și articolul 20, aliniatul 3 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Conform legii 215/2001, articolul 39, aliniatul 1, Comisia pentru Sănătate, Învățământ, Cultură, Protecție Socială și Activități Sportive analizează și avizează toate proiectele de hotărâre pe aceste specialități, în vederea fundamentării din punct de vedere juridic a acestor proiecte. Din această comisie fac parte doamna Cornucea Gabriela, doamna Nichifora Dina, domnul Catana Constantin, domnul Curela Cosmin, domnul Slavu Gheorghe. Comisia a analizat și a analizat proiectele de hotărâre din domeniul ei de activitate. Pe parcursul anului 2015 au fost discutate și analizate de Comisia de Învățământ, Sănătate, Protecție Socială, Cultură, Activități Sportive un număr de 8 proiecte de hotărâre, după cum urmează. 1. În ședința ordinară din 13.02.2015, proiectul de hotărâre cu aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local, beneficiar legii 416/2001, pentru anul 2015, proiect inițiat de viceprimarul comunii. 2. În ședința ordinară din 13.02.2015, proiectul de hotărâre cu aprobarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Cașin, pentru anul 2015, proiect inițiat de primarul comunii. 3. În ședința ordinară din 13.02.2015, proiectul de hotărâre privind finanțarea echipei de fotbal a Selova Cașin, proiect inițiat de primarul comunii. 4. În ședința ordinară din 30.03.2015, proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor, a activităților comerciale, măsuri de protecție a mediului, proiect inițiat de viceprimarul comun. 5. În ședința ordinară din 17 aprilie 2015, proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2015, proiect inițiat de primarul comunii. 6. În ședința ordinară din 15 iunie 2015, proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, reabilitare, modernizare și echipare infrastructură educațională la școala Cașin. Proiect inițiat de primarul comunii. 7. În ședința ordinară din 15 iulie 2015, un proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, lucrări de amenajare transport și realizare platformă betonată, acces școală Curița, sat Curița, Comuna Cașin, proiect inițiat de primarul comunii. 8. În ședința extraordinară din 28 septembrie, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de amenajare transport și realizare platformă betonată, acces școală Curița, sat Curița, proiect inițiat de primar. 9. Ședința de îndată din 28 octombrie, proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției, modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural Cașin, proiect inițiat de primarul comunii. 10. Ședința extraordinară din 12 noiembrie 2015, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Consiliul Local Cașin și 6 Victorul Curița, proiect inițiat de viceprimarul comunii. Ca o remarcă, activitățile desfășurate de zilele comunei, de sărbătorile naționale, promovările culturale, educative, sportive, obiceiurile și tradițiile locale reprezintă pentru cetățenii acestei minunate comune prilej de întâlnire, socializare, reînnoire, reîmpăcare,
Așadar, noi consilierii locali trebuie să lipsim de la astfel de evenimente. Mulțumesc. Comisia juridică, formată de domnul dr. Radu și domnul Robert Dânceanu. Raport privind activitatea Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, apărarea ordinii și liniștei publice, precum și a drepturilor cetățenilor pentru anul 2015. Activitatea Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local al Comunei Cașeni, județul Bacău, în anul 2015 s-a desfășurat considerându-i în conformitate cu legislația în vigoare, drept urmare, rezultându-vă următoarele activități. Membrii Comisiei, în perioada anului 2015, ținând legătura cu cetățenii comuni, organele administrative existente la nivel comunal, au dezbătut cu atenție materiale juridice supuse Comisiei locale, având intervenție atunci când a fost cazul, au fost apreciate sau respinse sau criticate atunci când au trebuit. Pe parcursul anului 2015 nu au fost semnalate probleme deosebite pe linie juridică, în special privind ordinea de zi supusă dezbaterii în ședințele Consiliului Local. Cu privire la activitatea biroului juridic din cadrul primăriei Comunei Cașin, este de menționat faptul că au fost și sunt pe rolul instanțelor de judecată un număr de 37 dosare cu una sau două cauze, majoritatea cu referire la fondul funciar, incorectitudinea titlurilor de proprietate, obținerea tutelei, litigii de muncă, cât și pe linie de drept civil. Astfel, la fond funciar, 29 de dosare referitoare la titlurile de proprietate ce trebuie să rezolvate. Procese civile, 8 dosare, din care specificăm 2 dosare privind cauza Căminului Cultural Curița cu Anel Bac, SRL Bacău, un dosar cu COF Metalor Onești, privind conducte de apă potabil în cadrul Comunei Cașin, un dosar privind obținerea tutelei pentru un copil, 2 dosare privind amenda aplicată de Agenția Națională de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice București de la funcționarii primăriei Cașin, un dosar privind recuperarea unor amenzi, un dosar privind lichidatorul judiciar SC Miust SRL Caraclău cu privire la deblocarea sumelor ce au constituit garanție de bună execuție la clădirea primăriei Cașin și a Căminului Cultural Curița. Cu privire la activitatea lucrătorilor postului de poliție din Comuna Cașin, cu referire la respectarea legislației, apărării ordinii și liniștei publice, supunem atenției dumneavoastră o parte din cauzele de infracționalitate cu care s-au confruntat și se mai confruntă lucrătorii postului de poliție Cașin. În anul analizat, aceștia au desfășurat activități specifice postului de poliție pe linia menținerii ordinei și liniștei publice, încadrându-se în planurile de muncă stabilite de forurile superioare. În afară de munca de prevenire a lucrătorului postului de poliție, au întocmit și un număr de 81 de dosare penale privind comiterea de infracțiuni, din care exemplificăm. Pentru conducere auto fără permis pe drumurile publice, numitul Tănase Gheorghe s-a întocmit dosar penal și a fost înaintat parchetului de lângă judecătoria Onești. Tot în flagrant au mai fost prinși și numiții Ciubotarul Ionuț și Bordeanul Ionuț din Comuna Cașin. Cu privire la legea 123/2012, articolul 228, aliniatul 3 și articolul 92 privind furtul de energie electrică sau consumul fraudulos de energie electrică, cât și intervenția neautorizată asupra grupului de sarcină electrică, lucrătorii postului de poliție au efectuat cercetări față de aproximativ un număr de 20 de persoane din Comuna Cașin, întocmindu-se dosare ce au fost înaintate parchetului judecătoriei Onești. Pentru furtul din locuințe numiților Ștote Emilian și Burga Vasile, cărora li s-au întocmit dosare penale, pentru sustrage din locuințe anumite Iuță Maria prin amenințare,
sustrăgându-se suma de 450 milioane de lei vechi. Pentru lovire sau alte violențe, numiților Porumbion, Porumbior, Iartan, Maria din Hradu-Curițale s-au întocmit în sare și înaintate judecătoriei. Numiților Năstase Ilie, Năstase Valeria, Ciubotaru, Ciuprian, Vrânceanu, Lăcrămeara din Vlașca, precum și altor locuitori ca Răsfopa Lucian, Răsfopa Ion, Dogăraș Ion, Mănicuță Mihaela, în centru și dispute cu fiul său, s-au întocmit dosare și au aplicat amenzi. Au mai fost specificați Negoiescu, Irinel, Vârful Lăcrămeara, scandal și pentru care s-au întocmit dosare, fiind amendați și conform legii 61. La legea 61/1991, ordinea publică, exemplificăm, au fost amendați după cum urmează. Răsfopa Ion, scandal față de Răsfopa Lilica, cu 10 milioane lei vechi, Botezatul Valeriu, cu familia Gură, Rozescu Nicolae, Porumb, Năstase și mai mulți cetățeni au fost amendați conform legii vigoare. Cu privire la circulația pe drumurile publice, cu căruțele nesemnalizate, corespunzător, au fost sancționați următorii. Orocolarul Marin din Mănăstirea Cașin cu 9 milioane lei. Stănescu Ionut din Cont. Munteanu Gabriel, Stănescu Dan. Amendați cu sume de în jur de 9 milioane. Pe linia regimului silvic, cum legea 171/2010, au fost sancționați Măgădăl Sin Marin Ion din comuna Poptănești, găsit pe raza comunei Cașin cu 2 metri cub de lemn, masă lemnoasă, fără acte în regulă de proveniență, s-a confiscat materialul și a fost amendat cu suma de 2 milioane de lei. Enache Stelică din Mănăstirea Cașin, amendat la fel cu o sumă destul de bani. Hotărârea de guvern 984/2005 privind efectuarea de comerț cu animale fără documente sanitare veterinare au fost amendați Purjor Ion din Legion, Istudor Florin, care transportau porci, au fost amendați cu suma de 2 milioane lei, 6 milioane lei, Lăptarul Ovidiu Vasilică, Tănase Ionel și alți cetățeni. Legea 12/90 privind activitatea de comerț fără documente legale. Cenac Dorin Dor, din Mănăstirea Cașin, cu suma de 5 milioane pentru vânzare de produse de panificație, fără acte regulă. Carlos Virgil, din Corț, material forestier. Dimir Kenhal, din Babadat, Tulcea, cu porci în valoare de 1,2 milioane. La ordonanța de guvern 97/2005, privind actele de identitate, au fost sancționate 4 persoane. Pe linia postului de poliție se constată în continuare o creștere a fondului infracțional la toate actele normative aflate în desfășurare, drept pentru care nerespectarea legii duce la ocupare a timpului, pentru care organele de poliție ar putea să facă cu totul și cu totul altceva privind munca de prevenire și combatere a infracționalității. Considerăm faptul că și Consiliul Local îi revin o serie de măsuri, cum ar fi popularizarea legislației și respectarea de către populație a acestora, educația în școli, cât și crearea de condiții necesare evitării unor evenimente neplăcute. E necesar pentru evitarea accidentelor de circulație, continuarea amenajării trotuarelor stradale, care, colaborate cu activitatea poliției, cât și educația familială și școlară, ar duce la protecția locuitorilor, evitarea accidentelor pe șosea care ne este dată comună. Considerăm că este necesar ca primăria comunei Cașin să solicite printr-o adresă la IPJ Bacău privind renovarea postului de poliție Cașin, deoarece reprezintă o instituție importantă în cadrul comunii. În anul 2015, Comisia Juridică din cadrul Comisiei Consiliului Local Cașin nu a fost solicitată pentru rezolvarea unor cazuri de natură juridică care nu au putut fi rezolvate în cadrul Consiliului Local. Sperăm ca în anul 2016 să dea posibilitatea Consiliului Local și implicit Comisiei Juridice de rezolvarea în mod corect a tuturor problemelor ce
vor fi supuse dezbaterii în folosul cetățenilor, cât și al bunului mers a tuturor problemelor și necesităților din cadrul Comunii Cașe. Mulțumesc frumos! Da, punctul 8. Doriți să vă rog să vă prezentați rapoartele de activitate domnului consilier și ați început în ordine alfabetică, domnul Bebene Adrian. Nu l-ați făcut. Domnul Brânză? Nu l-am dat niciodată. Domnul Brânză? Vă rog să citiți. Îl lăsăm toamnă să prezentăm. Și eu până la anii anteriori. Și am numai domnul Brânză, l-am prezentat și... Da, un raport care l-am făcut an de an și astăzi trebuie să mă voiesc la locul de muncă să ajung la ședința din Consiliul Local. Niciodată nu știm ora exactă, când e ora 10, când e ora 5 după amiază, ne-am propus să votăm în cadrul ședinței, să stabilim și data și ne încurcați așa activitatea. Și noi avem locuri de muncă, dar ne dăm interesul și am participat la toate ședințele de Consiliul Local. Ne-am și menționat că a fost ordinară, că a fost extraordinară. Mi-am dat interesul să vin la ședințe de Consiliu Local. Am fost de acord cu inițiativele și propunerile bune, benefice localității și am avut și activitate de teren. S-a de vorbă cu cetățenii, am fost diferite locații la diferite evenimente, în sărbători. Dau un exemplu, focul în turnetru, acolo am găsit cei mai mulți cetățeni și am primit foarte multe de mulțumit din partea conducerii Comunei Cași. I-ați neglijat că ați făcut proiecte numai pentru unii, deci susținut numai pentru unii, că nu i-ați susținut și pe cei din Plașca, Cot sau alte zone, din Curița, că v-ați adresat numai anumitor categorii. Domnul Curelea, eu spun ce am zis. Activitate. Este un acord de activitate dumneavoastră. Eu știu ce vreți să spuneți, o să spun la sfârșit. Dar vreau să niciodată nu mă lăsați în loc. Îmi dați cuvântul. Îmi dați cuvântul și eu v-am trebuit vreodată. Pe ordinea de zi este raportul dumneavoastră. Vă aveți amabilitatea să-l citiți pentru colegii noștri, domn consilier. Și pentru domnii prezidenți. Am participat la am avut activitate de teren. Am stat și vorba cu cetățenii comune și ne-am ascultat de oleanțele lor. Am participat la evenimentele culturale, artistice, sportive, am venit la zilele comune, am fost la meciurile de fotbal ale echipei comunei Cașină, ieri am participat la Ziua Națională a României, unde chiar puținul de șicolul a remarcat puțin culmea, am fost preoții comune, chiar vreau să le dați o explicație, poate au văzut și o altă programare, în altă parte, să vină preoți din alte localități, a fost un semn mare de întrebare. N-au fost anunțați, sau nu știu care a fost motivul de a veni așa puține persoane. Și ca de fiecare, în fiecare an, mai ales în luna decembrie, că sunt atâtea activități, sunt prezent și voi fi prezent la activitățile culturale, chiar vreau să vin și la aniversarea școlii, întrucât se împlinește un secol și jumătate și o să stau de vorbă și chiar rog consilierii să vină la această aniversare și să participe la etatului didactic în comun. La amânarea titlului de cetățean, doamna de zi. Da, haideți. Haideți ca să ne înscriem și la cuvânt și... Întâi ne prezentăm rapoartele toată lumea din respect pentru restul colegilor și apoi discutăm pe marginea proiectelor de ordinea de zi. Slavă Domnului, este timp. Eu trebuie să merg și... Dar nu să stau, cred. M-am uit până la ora 12 la... Sper acum nu durează mai mult de două ori. Să înțeleg că mi-ați dat și cuvânt sau mai sunt rapoartele? Nu, de acord, atât. Da, mulțumesc, atât. Domnul Mășu? Da. În prezentul raport am să subliniez propunerile făcute în cadrul Consiliului Local, dar am să mă refer și la temele care au suscitat interes în anul 2015. Astfel că, mă rog, sunt mai structurat în patru puncte raportul ăsta. 1. În precedentele două ședințe am propus inițierea unei discuții privitoare la oportunitatea accesării de fonduri europene
prin măsura 7.1 a PNRR. Înființarea și modernizarea rețelelor de apă și apă uzată. Această inițiativă n-a avut niciun ecou în rândul consilierilor și nici a conducerii instituției. Credeți că această investiție nu este prioritară pentru localitate? Urmăresc un interes personal? Sau locuitorii nu au nevoie de apă curată? Pentru că apa pleacă curată de la stație și ajunge improprie la robinet, datorită unei rețele colmatate, corodate. Din derasare și dezinteres, am luat de bun argumentul conducătorului instituției, care într-o logică proprie ne-a transmis că 2,5 milioane de euro nu ne ajung decât pentru 3 sferturi din satul Cașin. Luând în calcul, cred, evaluarea companiei de apă Bacău de 5,6 milioane de euro. Iarăși, o evaluare